Echipa Comora a câștigat Cupa Marinei la fotbal. În perioada 7-15 august 2019, Realitatea din Călăraș, în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal Călăraș, a organizat Cupa Marinei la fotbal în incinta complexului Navrom. La această competiție s-au înscris 16 echipe compuse din jucători nelegitimați, iar la finele concursului clasamentul a fost următorul. Pe primul loc s-a clasat echipa Comora, pe locul 2 s-au clasat cei de la Sangobeni, iar pe locul 3 s-a clasat echipa Jandarmeriei. Hai, calma, de dreapta.